Marcel Bartic este un dascăl, un profesor, care are puterea de a asuma niște poziții publice în legătură cu felul în care se face carte în România. De ce credeți dumneavoastră că nu reușim să le arătăm copiilor drumul lor? Pentru că noi adulții nu știm unde mergem. Primul pas pe care ar trebui să-l facem e să conștientizăm că un sistem de învățământ nu se referă la copilul meu, se referă la copiii noștri. Dacă nu pui un pic de suflet, un pic de dragoste în ceea ce faci, dacă nu te simți tu bine făcând lucrul ăsta, n-ai să reușești. Trebuie să înțelegem că cel mai puternic motor al învățării este emoția.